Membrii comunității academice de la Universitatea din Craiova, care au excelat pe parcursul anului 2014 prin publicarea de articole științifice în reviste de impact, prin publicarea de cărți în edituri de mare recunoaștere internațională sau prin obținerea de brevete pentru idei și produse inovative, au fost premiați ieri seară în cadrul primei ediții a Galei Excelenței în Cercetare, organizată de instituția academică. Vă urăm bun venit la Gala Excelenței în Cercetare de la Universitatea din Craiova, ediția 1-2016. Universitatea din Craiova și-a asumat, pe lângă idealul educativ de a forma specialiști foarte bine pregătiți, misiunea de a genera și de a transfera cunoaștere către societate în ansamblul său. Prin întreaga lor activitate, cadrele didactice, cercetătorii și studenții visează de plină integrare și afirmare a instituției noastre în spațiul european al învățământului superior și în area europeană a cercetării științifice. În cadrul Galei Excelenței în Cercetare au fost premiați 138 de cercetători care au publicat 159 de articole în reviste cotate ISI, 3 monografii în edituri internaționale de prestigiu și au obținut mai multe brevete pentru idei și produse inovative în 2014. Strategia Universității din Craiova și regulamentul pentru realizarea cercetării prevăd și premierea rezultatelor cercetării, iar Consiliul Cercetării Științifice de la nivelul Universității din Craiova a elaborat un regulament pentru această premiere. Scopul acestei competiții de premiere a fost acela al creșterii vizibilității de plan internațional a cercetării Universitatea din Craiova. Fără această competiție, practic, întreaga comunitate academică a universității, cadre didactice, cercetători sau doctorați. În această seară se vor acorda mai multe premii, sunt circa 130 de colegi care vor primi premii, conform acestui tabel, și aceste premii se acordă sub formă de granturi de cercetare, se vor transfera din fondul centralizat de cercetare în fondurile de cercetare ale facultăților sau departamentelor. Iar acolo se vor utiliza în decurs în anul 2016 în conformitate cu normele de utilizare a acestor fonduri. Toți laureații vor fi recompensați cu granturi interne de cercetare care să susțină activitatea viitoare, granturi care vor avea în funcție de realizările obținute, valori cuprinse între 500 și 5.000 de lei. Universitatea din Craiova va aloca în acest scop o sumă de peste 200.000 de lei din fondul propriu de cercetare. În cadrul evenimentului s-au acordat 3 categorii de distincții. Prima dintre acestea a constat în diplome de onoare și medalii pentru cercetătorii cu cele mai bune rezultate din cele 12 domenii de cercetare de excelență din cadrul instituției. În cadrul ceremoniei au fost acordate 16 diplome de excelență. Vizibil emoționați, membrii comunității academice care au obținut cele mai bune rezultate în cercetare pe anul 2014 au urcat pe scenă în aplauzele publicului și au mulțumit conducerii universității pentru inițiativa de a sprijini și recompensa cercetarea.